Astăzi de dimineață, la ora 7:30, s-a reluat acțiunea de stingere a incendiului. Se întinde la ora actuală cu 26 de pompieri militari, aceștia fiind sprijiniți de 25 de persoane de la Oculul Silvic Râmnicu-Vâlcea, 20 de persoane de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Olănești, 10 persoane de la Oculul Silvic Privat Buila, 20 de persoane de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bărbătești și o persoană de la Serviciul Salvamont Vâlcea. Din cauza terenului foarte accidentat pentru stingerea incendiului, se acționează cu mijloace de primă intervenție, respectiv mături, pompe cu apă, portabile, lopeți, sticle cu apă, sape, etc. La ora actuală, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 10 hectare la nivelul stratului de frunze și a resturilor vegetale uscate. Nu s-a extins la coronament. Lui se cunoaște cauza incendiului? Este prematur să ne pronunțăm în privința cauzei incendiului. Deocamdată prioritatea noastră este să îl stingem și ulterior vom face verificări pentru a stabili cauza cu exactitate. Este destul de dificilă intervenția, având în vedere că în zonă suflă și vântul foarte, foarte tare, este zona montană, mai este și terenul greu accidentat. Noi sperăm că astăzi, până astăzi după amiază, în jurul orei, nu știu, 4-5 după amiază, să fie lichidat. Dar asta nu depinde 100% de noi.